reducerile de prețuri pentru sezonul toamnă-iarnă începe 15 ianuarie și se vor încheia în luna aprilie. Mare atenție însă la prețurile inscripționate pe etichetele produselor. Dacă doriți să vă bucurați cu adevărat de reducerile substanțiale anunțate de patroni, trebuie să țineți cont de sfaturile specialiștilor. Prețul care trebuie afișat în astfel de situații trebuie să fie în mod obligatoriu raportat la prețul de referință. În ce sens? Concret, pe eticheta produsului trebuie să fie înscris atât prețul vechi, tăiat, cât și prețul nou. De asemenea, în incinta magazinului, aceste mărfuri care sunt destinate soldării sau reducerii de preț trebuie departajate, trebuie prezentate consumatorului separat de celelalte care nu fac obiectul vânzării respective și trebuie și în cadrul acestora grupate pe cuantumul reducerii. Clienții care se simt nedreptățiți de administratorii magazinelor se pot adresa Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor.